Rapidul lui Răzvan Lucescu a pornit în viteză în noul sezon. A trecut cu 3-0 în regie de Vaslui. Noile achiziții ale giuneștenilor au confirmat încă de la debut. Romeo Surdu a avut prima mare ocazie a partidei, iar în minutul 8 Ciprian Dacă a deschis scorul cu un șut puternic din marginea careului. Vaslui au marcat și ei, însă golul a fost anulat pentru un offside la Paul Pap. Adailton și Erobelu au trecut pe rând pe lângă egalare, iar în minutul 32 ratările i-au costat. Rapid a mai dat o lovitură prin fostul stelist Romeo Surdu. La începutul reprizei secunde, George Copos s-a dus să-l consoleze pe Adrian Porumboiu, dar supărarea patronului vasluian era de înțeles. Echipa s-a trecut chiar pe lângă un autogol după o respângere a lui Cânu. În minutul 67, Milanov l-a călcat pe Bozovic și a primit direct cartonașul roșu. Rămași în 10 oameni, moldovenii au mai primit un gol. Cânu a gafat din nou marginea careului, iar mingea a ajuns la Herea, care a stabilit scorul final, 3-0 pentru Rapid. Am câștigat 3-0, am început foarte bine, excelent. Nu vreau decât să ne gândim că astăzi a fost un meci, un prim meci, campionatul acesta este foarte lung și trebuie să fim foarte concentrați de fiecare dată când intrăm pe teren. Ne-am luat un campionat întreg, goluri din fază fixă, am primit un singur gol dintr-o fază fixă, astăzi am primit două, ceea ce nu ne caracterizează.